Românii care muncesc în Marea Britanie nu se mai întorc acasă de sărbători. Noile condiții de călătorie din și înspre UK îi obligă pe mulți să-și petreacă Crăciunul singur printre străini. Atât autoritățile britanice, cât și cele de la București au decis să înăsprească condițiile de intrare în cele două țări. Este nevoie de test PCR negativ și chiar și de carantină în cazul celor nevaccinați. Începând de vineri 10 decembrie și până pe 8 ianuarie, oamenii care vin din țări care se află în afara Uniunii Europene vor fi nevoiți să prezinte rezultatul negativ al unui test PCR, însă nici așa nu vor scăpa de carantină. Singurii pe care ajută real un rezultat negativ sunt oamenii care prezintă dovada vaccinării. Românii și alți cetățeni din Uniunea Europeană care vin din țări terțe, deci din afara Uniunii, trebuie să prezinte sau vor prezenta un test RT-PCR obținut cu cel mult 48 de ore înaintea călătoriei. Cei care nu sunt vaccinați vor intra în carantină timp de 10 zile. Cei care vin din alte țări, dar din spațiul Uniunii Europene, vor continua să prezinte ca și până în prezent certificatul verde care să ateste vaccinarea, trecerea prin boală. Românii care muncesc în UK spun că le-au fost stricate toate planurile. Ar fi vrut să meargă acasă în România de Crăciun. Mi-aș fi dorit acum de sărbători, că n-am mai fost de câteva luni, și să fiu alături de familie, dar este mai greu acum, cu ieșirea și cu carantina în țară de 14 zile. Aș dori, dar nu se poate, din cauza condițiilor. Pentru că dacă mă duc, stau în carantină două săptămâni. Și atunci, unde sunt sărbătorile? Le fac singur, pentru ce mă mai duc în țară? Mulți români deja vor să-și vândă biletele de avion pe internet. Alții cer informații de la Conațional pe grupurile de socializare fără să caute surse credibile. Și, evident, așa apar și profitorii care încearcă să-i păcălească oferindu-le teste sau diverse certificate falsificate. Îmi doresc, dar din cauza noilor regulamente, legi și așa mai departe, COVID, este foarte greu. În primul rând, aici îmi permit să stau acasă, dar în România nu îmi permit să stau acasă cele două săptămâni. Faptul că trebuie să fac un test și la plecare și la venire, care este destul de scump, nu îmi permite. Cum să par noile condiții de călătorie? Imposibile. De ce? Pentru că nu mai avem voie să călătorim, nu putem avea concedii alături de familie din cauza testelor și vaccinelor. Ai fi vrut să călătorești de sărbători? Da, ca toată lumea care e în afară. Și condițiile de intrare în Marea Britanie s-au schimbat. De azi, toți cei care ajung în UK și au peste 12 ani trebuie să aibă un rezultat negativ pentru un test PCR sau antigen, chiar dacă sunt vaccinați. Cei care sunt nevaccinați trebuie să-și mai facă încă un test în ziua a doua a șederilor în regat.